Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi vom vorbi de căderea florilor la tomate și am să vă spun principalele cauze din care se poate întâmpla acest fenomen. Dar mai întâi de toate, nu uitați să lăsați acolo un like, pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității și pe această cale vă mulțumim foarte mult. Cu siguranță toți v-ați lovit de această problemă, iar dacă această problemă apare la primele două etaje florale ale tomatelor din solar, acest lucru se întâmplă din cauza polenizării slabe și a condițiilor nefavorabile. Și am observat acest lucru în solar, sub râul solarului, primele două etaje florale nu se polenizează natural. Și ar trebui să faceți polenizarea cu o pensulă sau pur și simplu scuturați florile tomatelor, deoarece acestea conțin și parte femeiască și parte bărbătească, deci cu o simplă scuturare puteți realiza acest lucru. Ia uitați la florile care sunt deschise, pur și simplu le scuturați puțin și acestea se vor poleniza. O să vă spun și de ce aceasta în vârf este maronie mai târziu. Și vă recomand să faceți operațiunea de polenizare la o oră, două după ce ați deschis lateralele, deoarece pe parcursul nopții se poate crea o umiditate crescută în solar și polenul devine greu lipicios și nu se scutură în momentul în care dumneavoastră încercați să scuturați florile. De aceea aerisiți foarte bine solarul și puteți începe cu operațiunea de polenizare. Polenizarea o mai puteți face cu un stup de bondari. Aceștia, pot să vă spun, sunt foarte harnici. Anul acesta am încercat prima dată și am achiziționat un stup de bondari. Lucrează și pe temperaturi mai scăzute, dar și când este nor. Ați văzut albina, când este nor sau temperaturi mai scăzute, nu iese din stup, nu iese la treabă. Aceștia sunt foarte harnici, suntem foarte mulțumiți de ei. Ia uitați-l! Ia uitați-l pe lângă! Caută floricelele, ia uitați-l. S-a dus la floare acolo. Da. Ce-a mai ieșit acum unul. Uite, din floare în floare. Nu avem site la lateralele solarului, nu trebuie neapărat, nu ieșim cu bondarul în lesă să-l plimbăm prin solar sau să-l ținem închis captiv în solar. El își face treaba în solar fără să îl închidem sau să punem site pe lateralele solarului. Iese și în afară, dar întotdeauna se întoarce în jurul stupului și polenizează tot. Sunt mai mulți factori care determină acest fenomen, și anume temperatura este principala cauză, fie prea scăzută sau prea crescută, sub 21 de grade sau peste 29 de grade. De asemenea, mai ne confruntăm cu acest fenomen de temperaturi scăzute sau crescute, cu o fluctuație foarte mare între noapte și zi, cum a fost și în această primăvară. Ați văzut ziua foarte cald, iar serile foarte reci. O altă problemă este udarea. În momentul în care pământul nu este reavă, în o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, aceste flori încep să se usuce și să cadă. Deși la unele tomate fructele pot fi formate și acestea în scurt timp se ofilesc și cad. Sau acestea pot crește deformate. O altă cauză ar fi umiditatea. Dacă este prea scăzută, sub 40%, florile se usucă și cad. De asemenea, și o umiditate crescută de peste 90% determină căderea acestora. Este bine să fie între 45 și 85 umiditatea din solar, pentru ca florile să lege și să nu cadă. O altă cauză este fertilizarea. În momentul în care aveți flori, fertilizarea neechilibrată și folosim foarte mult azot va determina căderea acestor flori. Eu vă recomand în momentul în care aveți flori să folosiți fosfor, potasiu,
magneziu și calciu. Să opriți fertilizarea cu azot și pentru fosfor și potasiu puteți folosi zeama de cenușă. O să vă pun un link și în descriere cum puteți să faceți apa de cenușă. Și bolile sau dăunătorii pot determina căderea florilor. În special, tripsul la tomate determină căderea florilor. Puteți preîntâmpina toate aceste probleme cu o mai mare atenție la dăunători, să plantați roșii care sunt mult mai rezistente la aceste probleme, să puneți acest sistem de udare prin picurare ca pământul în permanență să fie reavăn și fertilizarea echilibrată. Cam acesta a fost materialul meu pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă doresc o zi bună, multă sănătate. Nu uitați de like, pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității. Și dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați să vă abonați, este total gratuit. Activați și clopoțelul ca să fiți notificați de fiecare dată când noi postăm ceva nou. Bun, vă mulțumesc frumos, vă doresc o zi bună, multă sănătate și ne vedem la un nou videoclip. La revedere!